nu-mi place. Deci nu, nu, fără astea, sunt destul de traumatizat. Până la vârsta de 4 ani, când mama s-a despărțit de tatăl meu, țin minte fiecare bătaie. A luat mama bătaie și cu testolidul și cu chestia de să... Adă-s-a agățat perdeaua de la ușă. Deci fier, cu orice, cu coada de aspirator. Nu mai contează. Și mi-am promis în viața mea că nu o să fac niciodată, nu o să dau într-o femeie, nu o să vorbesc cu o femeie. Salutare băieți și bine v-am găsit la un nou clip pe canal, un story time de data asta. Pentru toți oamenii care sunt noi, vreau să vă zic bine ați venit, apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ești abonat cu clopoțel ca să fiți notificați când intru live, când postez clipuri. Și pentru oamenii care sunt deja aici, vă mulțumesc din tot sufletul, ne mărim comunitatea pe zi ce trece, foarte multă lume nouă. Așa că n-am decât să vă mulțumesc că mă susțineți și să vă promit că lucrez cât mai mult ca să vă fac seriile mai frumoase și să mă ridic de fiecare dată la nivelul așteptărilor voastre. Fără alte introduceri, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Jegosul Suprem, pentru că sunt activ acolo zi de zi și vă răspund la mesaje. Mai avem puțin 1000 de oameni și luăm swipe-up-ul de 10K. Like la acest clip și haideți să dăm drumul. Despre ce vorbim astăzi? E un subiect puțin mai delicat. Am ales să fac un clip, nu să iau clipul de pe live și să-l pun. Vreau să mă ascultați cu atenție și poate e o pildă și pentru unele persoane care se uită la acest clip, poate e o pildă. Cel puțin pentru persoanele care, despre care este acest clip, sigur a fost o pildă, m-aș bucura dacă au învățat ceva. Totul a început așa, aseară, bine, nu știu când are clipul ăsta, pe un live, eu am stat pe un metal și am zis, băi, vreau să fac o serie de gold digger. Pentru cine nu știe ce înseamnă gold digger înseamnă o fată materialistă care umblă doar după bani și renunță la principii, renunță la chestii pentru avere, pentru bani, pentru mai multe chestii. Și eu am zis, bă, frate, o să agăț o fată pe Omega, mă dau cine nu sunt și cumva inventez ceva și știți că merge foarte bine capul la impro. A zis și făcut, aseară am dat de două tipe care erau stabilite în afara României, dar încerc să dau cât mai puține detalii pentru că o să vedeți pe parcursul clipului, o să înțelegeți de fapt de ce dau cât mai puține detalii. Le-am promis că nu dau detalii, însă le-am promis și că fac clipul ăsta. Am dat de două tipe care erau din afara României, ele erau moldovenci la origine, dar erau plecate în altă țară, amândouă combinate, amândouă cu iubiți. Amândouă, una dintre ele avea copil pe care mi l-a și arătat. Dumnezeu să-i dea sănătate să trăiască. Acum fratele vostru a făcut ce știe el cel mai bine. Am zis, bă, haide să o descos un pic pe fata asta. I-am spus numele meu real, i-am zis vârsta mea. Am văzut că se uita un pic ciudat pe mine. Eu acum, cine știe că a fost pe live, puteți să-și confirmați în rubrica de comentarii. Eu la un moment dat mi s-a oprit live-ul, apoi am început al live. Mi s-a trezit Ami, cățelușa mea, o să apară clip și cu ea. Bulldog-ul meu, Francesc, cheluța mea. Și a trebuit să o aduc sus pentru că Oana trebuia să doarmă, iar eu trebuia să stau sus aici să am grijă de ea, pentru că nu doarme fără mine, dacă nu adorm eu. Am stat un pic cu ea, m-am jucat aros un pic la cabluri, am adormit, ați văzut pe live, m-am pare rău de segmentul ăla, că nu mai e on segmentul ăla. A adormit foarte rapid și a adormit așa frumos cu picioarele într-o parte și după aia și cu gurul în sus. Cum doarme fiecare bulldog, că e o pufoșenie, un sufletel mic, o conopidă, cum îi zic eu, că e o conopidă sau căpșunica mea, sau gălușcă sau perișoară. Acum m-am întâlnit cu fetele astea două, una dintre ele era un pic mai absentă, una era mai prezentă, adică se uita un pic ciudat așa și am zis, băi, stai un pic, hop, stai. Eu am adormit-o pe asta mică, am lăsat-o jos și la un moment dat ea nu știa că eu am căștoarele, știi, și am vorbit un pic, am văzut că îi place de mine, i-am zis eu că îmi place de ea, plăjeală. Și zic, stai să las cățelușa jos. M-am dat la o parte, gen cu cățelușa, o adormeam jos și au avut vreun minut și vorbea cu cealaltă tipă și nu știa că eu aud. Pentru că eu aveam căști wireless, dar ea nu știa că ești căștile wireless. Bineînțeles, după aia am revenit la calculator, am zis că nu le-am auzit, că mi-am dat seama. Ziceau ele, doamne, cred că ne aude care căștile pe urechi. Foarte bine, în conversația spunea că e frumos, rău, e deștept, e nu știu ce, nu știu cum. Bun, problema e în felul următor. Eu am început să joc un rol și anume că îmi place foarte mult de tipa în cauză, tipa care nu avea copil. Și ce s-a întâmplat? Tipa, foarte simplu, foarte la obiect, a zis că are iubit, dar nu ar conta. Și am zis, am pușat aici, zic, băi, gata, aici e ce trebuie. Am pușat un pic cu asta, eu m-am prezentat drept, nici nu mai știu cine am zis că sunt. Beatmaker, ceva, că compun versuri în România, că m-au întrebat de ce stau pe Omega, le-am zis că sunt, sau să-mi caut fani, mă rog, o gălușcă pe care au mâncat-o, au halit-o direct. Am cântat-o două de alea, cum știu eu,
A pus mâna pe mine, i-am zis, dă pe bă, Juventus. A pus mâna mai jos, a văzut că-i dă firmă training-ul. Dă pe jos training-ul, dă pe jos training-ul. Cu conac în spate, dă-te la o parte. Bără, bun, găluște de-astea, de le arunc eu și ele, na. Au mâncat. Acum toate bune, o să vină partea culminantă. Bă, am vorbit un pic așa și mă uitam, mi-am aruncat un pic ochii în chat și am văzut în chat acolo că lumea le recunoștea. Zis, mă, mă. Și le-am scris, bă, cum le recunoașteți? Și lumea îmi zicea, băi, fetele astea se dezbracă. Deci asta cu care vorbești tu, ne-a arătat țâțele. Și eram, what? What? Și am zis, bun, hai să o pușez. Am aflat de unde e ea, i-am propus să mă văd cu ea, să vin eu în Republica Moldova acolo. A zis, da, în același timp în care mi-a zis că are iubit și că are o relație și tot încerca să mă convingă, că vedeam că îi place de mine și o vorbeam frumos, încerca să mă convingă că ea de fapt, dacă îi place de mine, ar putea avea ceva cu mine și să desparte de băiatul. Adică practic pe băiatul ăsta l-a aruncat ca pe o cârpă. Simplu ieși la obiect. Bă, acum hai să ieșim din sfera asta. Am mai vorbit ce am vorbit și am făcut o chestie. Zic, bă, haide pentru live, eram 1400 de oameni pe live, zic, haide pentru live să facem o chestie. Am ridicat dintr-o dată microfonul, m-am ridicat și un pic și am zis un pic mai tare, mai răsit. Gabriel Fădu de la Radio Erevan și a fost o farsă. Și a s-a panicat și a dat next. A dat next instant. S-a panicat. Acum am căutat-o iar. Mi s-a oprit între timp live-ul din problema cu OBS. Nu știu ce a fost nebunie pe acolo. Am dat iar de ea. Acum a trebuit să-i recâștig încrederea. Și mă pricep la treaba asta. Și eu i-am zis că suntem 11.000 de oameni, că suntem la radio, că ne aude, că a fost o farță din partea iubitului ei, mă rog, nu știu, dacă n-ați fost pe live atunci e greu să înțelegeți tot ce am zis. Eu vă sintetizez, imediat vine punctul culminant. Am reușit să o conving că nu am făcut mișto de aia, că nu sunt live, că nu fac YouTube, că nu e la radio, nimica. Am reușit a doua oară, de fapt a treia oară am reușit să o conving. Am reușit să o conving că sunt Marco Carola. Pentru cine știe, cine cunoaște Marco Carola, este un DJ cu, dacă zic bine, house, EDM, mă rog, nebunii de-astea. Apoi ea s-a uitat pe clipuri, l-a văzut pe Marco Carola, a văzut că e mai gras, că e mai bătrân, i-am zis că e Solomon, bodyguardul meu, multe, multe combinații. M-a crezut, până la urmă am scos laptopul cu cam și o consolă de DJ, i-am DJ-ut un pic și m-a crezut. Bun, a rămas în aer faza. M-a luat un pic de ea, am zis, băi frate, cum ai putea tu, la final, cum ai putea tu să te vezi cu mine dacă tu ai o relație și, mă rog, chestiile astea. Și ca tot omul, termin live-ul, mă pun să dorm, că nu mă culc, da? Mă pun să dorm ca tot omul. Dimineață, la vreo 9:30, va trebui să mă trezesc și dau pastila lui la cățelușă. Și mă uit pe Instagram, aveam un mesaj de la ea, bine, am înregistrat la ea toate mesajele, tot ce am primit și vocale, mi-a dat numai vocale, că primul vocal a fost așa. De ce nu le pun, ca să înțelegeți, le-am, nu știu să editez vocea, să-i schimb cumva vocea, tocmai i-am spus că nu-i dau detalii despre ea, vreau doar să fac o sinteză așa tot ce s-a întâmplat, nu știu să-i schimb vocea ca să putea să aud, să nu zică cineva că am înregistrat altceva. Bun, dar ea știe în adâncul sufletului ei și eu știu și voi, pentru că sunteți comentatea mea și nu mi-am băut niciodată joc de voi, știți că nu v-aș minți pentru un clip care probabil o să facă 4-5 mii de vizualizări maxim. Adică doar vă povestesc. Mi-a dat mesaj în felul următor. Te rog, bine, m-a sunat de vreo 2-3 ori, la vreo 4 dimineața, 5 dimineața, te rog frumos să ștergi clipul ăla, dar așa zefleimitor, știi? Te rog să ștergi clipul ăla că am arătat o fetiță de, care nu e botezată, cum poți să faci așa ceva și nu știu ce și nu știu cum. Bă, și m-a luat buimac, bă, deci ăla a fost primul mesaj pe care l-am citit când m-am trezit. M-am dus, m-am făcut o cafea, m-am pus în foișor, în balansoar, în curte, stăteam cu Alma și vorbeam. Ce? Zic? M-am uitat încă 4-5 apeluri. Opa! Mă uit acolo. Îi zic, stai liniștită că nu am postat niciun copil. La partea cu copilul ți-am pus cenzura. Atât i-a fost. A început amândouă să plângă cot la cot, băi oameni buni, bă! Că te implori, te rog din sufletul meu să ștergi clipul ăla. Băi, cine știe și a fost pe live, cum făcea? Dar eu mi-asum tot ce vorbesc, dar eu nu mi-e, da, eu am glumit, e Caterinca. Acum, ce credeți? Te rog din suflet, șterge clipul ăla că urmează să fac nunta, destram o familie, te rog, gândește-te. Bă, eu când am văzut că plânge, sincer, eu nu suport o femeie să plângă. Fie ea și cel mai mare dușman al meu, dacă plângi, la mine stop. Nu-mi place, deci nu, fără astea, sunt destul de traumatizat.
până la vârsta de 4 ani, când mama s-a despărțit de tatăl meu, țin minte fiecare bătaie, a luat mama bătaie și cu testolidul și cu chestia de să... de s-a agățat perdeaua de la ușă, deci fier, cu orice, cu coada de aspirator, nu mai contează. Și mi-am promis în viața mea că nu o să fac niciodată, nu o să dau într-o femeie, nu o să vorbesc cu o femeie, nu. Nu vreau să văd femei care plâng. I-am zis, ok, calmează-te, haide să vorbim. Bine, am intrat direct, am șters live-urile, amândouă, și apoi am vorbit cu ea. Dar faza cum s-a schimbat, ea așa m-a lăsat bulversat. Adică ea a pornit așa cum pornesc majoritatea, ei nu știu că, practic ce se poate întâmpla. Dar eu mi-asum, dar eu am vorbit cu tine la mișto, dar ce, și care e problema dacă nu mă înțelegeam cu tine, ce nu mai are omul voie să te despartă? Și acum venise, te rog din tot sufletul meu că nu-mi faci probleme, că mamă, că mă despart de iubitul meu, că soțul meu, nu mai zice iubitul meu. Domne, stai să vezi că am nunta, că gândește-te că desparți o familie. Dar m-a abordat cu, cum ai putut să pui un copil nebotezat pe live? Șterge live-ul. Deci nu am pus copilul nebotezat, i-am pus cenzura. Te rog frumos, șterge. Băi, vreau să fie o pildă pentru toată lumea, pentru că am văzut foarte mulți copii, foarte multe fete care intră pe OMTV, vor să facă caterincă, dau de unul mai nebun ca mine, oricum și eu am nașul meu, orice om își are nașul, niciunul mai presus, nu sunt eu el rei de lume, că dacă voi îmi ziceți el rei de lume, da, sunt el rei pentru voi, adică sunt regele vostru pentru voi, fac treaba asta bine, am momentele mele de improvizație, merge capul, mă băzeie musca, trage la căcat, nu știu a fost asta. Bun. Dar, haideți să fiți un pic mai responsabile. De ce? Eu nu pot să înțeleg cum ai putea tu ca femeie să întâlnești un om pentru prima oară și să-i spui dar n-ar fi nicio problemă dacă ne-am cunoaște mai bine și am o relație deja, oamenii să și despart. Păi da, mă, dar înainte despartă-te. Bă, frate, eu dacă aș fi în locul lor, de exemplu, dacă eu acum râvnesc la altă femeie, da? Dacă eu vreau să prea curvesc, dacă eu râvnesc la altă femeie, nu ar fi frumos, băi femeie, da, uite, eu sunt cu tine atâta timp, mi-a pus aia capac, eu râvnesc la aia, vreau să-i bag ștromeleaga, nu mai vreau să mai fiu cu tine, îmi pare rău, mulțumesc pentru toți ani ăștia, facem totul la jumătate, ia tu jumătate pisic, ia jumătate cățel, mă rog, iau un tocător, ia ce ai tu, eu iau ce am eu și gata, și pun stop și apoi mă duc și bag ștromeleaga în aia, mi se pare cel mai normal, dar nu să prea curvești așa pe față. Deci asta vreau să fie o pildă pentru toată lumea și un semnal de alarmă pentru că uite ceea ce se întâmplă. Ăsta a fost storytime-ul meu despre ceea ce s-a întâmplat cu Mireasa de Stram, o familie, pentru că din câte mi-a zis ea, dacă clipul ăla mai rămânea, culmea, mă urmăresc pe Instagram ele acum amândouă și au un prieten comun cu mine, adică un om mă urmărește care e prieten cu ei, cu ele. Deci un prieten care le urmărește și le cunoaște pe ele, mă cunoaște și pe mine, mă urmărește pe mine. Și era probabilitatea să despartă din cauza asta, că ea era infidelă. Și chiar era infidelă. Și dacă bărbatul nu a vrut să fac treaba asta, dar nu știu, dacă aș putea mental așa să mă conectez la bărbatul, nici nu știu cum îl cheamă, desparte-te frate de ea. Desparte-te de ea. Da, bun, ăsta a fost clipul meu, vă mulțumesc că l-ați urmărit până la final, nu uitați să apăsați butonul de like, follow pe Instagram la Jvsu Suprem, că sunt activ acolo zi de zi, clopoțel cu subscribe pentru toată lumea nouă, ca să fiți notificați când mai postez, timpul vostru e cel mai important, aveți grijă cu cine vi-l pierdeți, la finalul zilei contează doar să râdeți, vă salută Jvsu!